schimb, enclavele astea de popor, știi cum zic profeții la un moment dat, mi-a plăcut când era poporul evreu, știi, într-o decădere totală, știi ce au zis? Restul de popor care a rămas. Deci restul ăsta, enclavele astea, reacționează admirabil. Și reacționează pe măsură. E o triplă de branșare. Am scos acum o carte care se numește Sufletul Românesc. Uite, am uitat să-ți aduc, iartă-mă că sunt obosit și asta. Și am scris și o triplă de branșare. S-au dat seama, s-au lămurit. Vezi că cuvântul românesc a te lămuri, parcă simți așa dintr-o dată că ai înțeles spontan sau simultan. Mai multe, nu consecutiv, ci simultan. S-au lămurit. S-au lămurit asupra clasei politice, care este parcă născută, știi, parcă are o chestie congenitală să erodeze structura statului român, s-au debranșat de ei. A zis, bă, voi cu treaba voastră, noi cu treaba noastră. S-au debranșat de populația asta săraca, zăpăcită, confuză, nebunită și, după părerea mea, lucru unic în istoria noastră este marea decepție iremediabilă față de Occident. Și atunci am... Cum e? Aici ar ajunge la un punct de... Și-au dat seama. Că, discuție. Păi cum? Că Occidentul totuși ne salvează de câteva ori. De câte ori fac ăștia câte o prostie? Vor să-și tragă aia, super imunitate. Da, nu, aia, așa facă, este. Da? Nu, aia este așa, dar nu în lucrurile fundamentale. În lucrurile fundamentale ne-au lăsat pe mâna lor. Ne-au lăsat pe mâna lor. Care sunt acele lucruri fundamentale? Păi, de exemplu, te-ai întrebat vreodată, Robert, eu m-am întrebat din 1989, mi-am dat seama că lovitură de stat și că i-au folosit pe copii să-i omoare. Nu asta a fost problema. M-am întrebat. Eu am avut superstiția că acum noi ne vom reface sufletește. Adică toate structurile sufletește alea tradiționale se vor reface. Nimic. Tot a fost un haos, o nenorocire. În mod normal, pactul care s-a făcut și noi acum putem discuta la nivel sufletesc, dar la nivel politic a zis, domne, voi dați lovitură de stat, intrăm în colaborare, au discutat, au creat un guvern, mai știu ce. Bun, hai să zicem că nu ne interesează lucrul ăsta. I-au sprijinit. Toate structurile astea neocomuniste au avut sprijinul Occidentului. Și dacă țara arată în ultimul hal așa, bine, o să-mi spui și pe bună dreptate. Și varianta aia altă care era? Să fim cu... Da, cu rușii, cu chinezii. Da, dar acolo te așteptai să fie apăsare. Dar când te duci spre Occident, știi așa, civilizație, ca o civilizație, nu? Și mai ales civilizație juridică, civilizație administrativă, civilizație legislativă. Repede să se curețe, să se spele anumite lucruri, zic că dumneavoastră nu sunteți demn de acest parteneriat cu noi. Ne-au ancorat repede, dar nu ca pe parteneri, ci ca pe o piață de desfacere. Ți-ai pus vreodată problema, să zicem, cu Roșia Montana. Am făcut un, și să mă corectez dacă judecata mea este bună, l-am întors pe toate părțile. Domnul din Milano e un bun al Italiei, nu? Da. Deși și bun al Europei. E un bun al Europei, categoric. Dacă mâine intrăm cu picamărul în el, suferă Italia, dar sufer și eu ca român, pentru că știu că este al Europei, un bun universal. Roșia Montana, prin valoarea ei care o are, și nu vorbește de Wolfram și de altceva, și peisaj, nu știu ce, e un bun al țării, dar noi suntem în comunitatea europeană, este și un bun european. Și atunci tu, ca european, cum permiți să se întâmple acolo, mă rog, un lucru care se știe din start că va crea sechele din punct de vedere mediu cutremurătoare? Deci faci un lac de cianură cât Sibiu de mare, ca ce am aflat eu ca informație. În situația asta ei nu se bagă. Dacă eu sunt membru NATO, nu? Eu sunt membru NATO. Așa. Orice agresare a teritoriului nostru, tot NATO trebuie să ne apere. Atunci de ce i-au lăsat pe ucrainieni să facă canalul acum câțiva ani, care a creat un dezechilibru ecologic și este un rapt de teritoriu? Deci în lucrurile astea ei nu se bagă, să fii foarte atent. Noi nu suntem parteneri. Noi suntem utilizați, manipulați în toată chestia asta și din punctul ăsta de vedere șantajat. Intervenția care a făcut-o ei, nu au făcut-o de dragul nostru ca ăștia care își cerau imunitatea, un actul de lor de a devaliza țara. Nu mai pot să devalizeze ei. Ce faceți? Bun, dar sunteți curios să vedem, uite, hai să luăm un alt exemplu. Povestea cu gazele de șist, care de asemenea a scos lumea în stradă, a născut polemici, a născut dezbateri. Americanii, în momentul de față, au ajuns la independență energetică folosind această tehnologie a extragerii gazelor de șist. Sigur, cu riscurile pe care le presupune, nu vorbim aici de a fi pro sau contra gazelor de șist. Da, da. Dar e o lume în care bătălia pe resurse e evidentă de ani foarte mulți. Da. Este clar că în viitor trebuie găsite hidrocarburi, trebuie găsite resurse energetice, pentru că nu mai ai cum să tot consumi, nu știu, din rezervele pe care le ai acum de petrol, care sunt pe sfârșite. Și atunci, ce faci? Spui, domne, eu nu pun nicio extracție de gaze de șist în România pentru că vreau să conserv țara, așa cum e, în momentul de față, teritoriul,
dar peste câțiva ani s-ar putea să ne trezim că vom avea gazul cel mai scump din Europa, da, da. Că vom fi din ce în ce mai dependenți de, nu știu, ruși, da. Și poate vine un băiat deștept și zice, da, hai să mai facem o centrală atomo-electrică. Această centrală e la rândul ei extrem de periculoasă. Adică nu stai niciodată sigur dacă locuiești la Cernavodă, da, da, just, și just. În România în general cu o centrală. Robert, nu putem noi să exploatăm, nucleară. Eu nu mă pricep. Nu putem noi să exploatăm, de exemplu, la Roșia Montana. Nu putem să... De ce suntem oligofreni? Deci ăia făceau cu târnăcopul pe vremea Imperiului Roman. Există posibilitate de exploatare națională, acolo își dai de lucru. De ce s-a creat dintr-o dată, dar dintr-o dată pe mai multe paliere, acest interes teribil de resurse pe România? Exploatarea gazelor de șist în România trebuie să pună în evidență potențialul economic al României și cei care negociază trebuie să vadă întotdeauna consecințele. Dacă faci lucrul acesta, ce consecințe are în timp? Nu ți se pare că totul este făcut dintr-o dată? Și că România a devenit un fel de țară de prădat? Sigur, eu nu vreau acum să mă institui, știi, naționalistul la țâfnos. Și tu ai zis, bune, bă, stăm așa închiși aici. Dar cum negociezi? Ți se pare normal să zicem, bine, ai o aberație cu Roșia Montana, ca să iei atât de puțin în toată chestia asta? Deci astea sunt niște aberații. Vreau să spun următoarea chestie. Deci stai ca să înțeleg, din punctul tău de vedere, redevența, cum se numește, da, adică atât cât ea România, da, să spunem, la un dat, e problema în cazul Roșia Montana? Sunt mai multe. Deci, bun, în primul rând, trebuie să ai foarte mult tupeu ca să propui unei țări, deci trebuie să ai o atitudine colonizator. Adică ai venit... Hai să presupunem că mâine statul român ar fi capabil să facă exploatarea de la Roșia Montana, da, cu muncitori români, cu o, da, companie românească a statului, poate, da, chiar în formula, da, asta, da? Exploatarea, extragerea aerului din, aurului din acel perimetru, cea mai eficientă din punct de vedere economic este aceasta prin cianurar. Cea mai eficientă din ce se întâmplă în momentul de față în lume. Nu știu, că sunt tehnologii despre care se mai discută. Nu pot să mă pronunț pe chestia asta pentru că nu sunt specialist, dar am văzut... Dar ai fi de acord dacă ar face o statul român cu o companie românească? Prin cianurare? Da. Nu, 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 sub nicio formă. Dar cu ce? Cu târnăcop? Cu târnăcop. Și vreau să spun, sunt și mai multe brațe de muncă. Acum zic că eu sunt specialist în așa ceva. E foarte interesant. Am citit o carte a unui specialist care era băgat în Clubul de la Roma. Clubul de la Roma sunt niște oameni de știință, savanți, care s-au lansat în cercetări de mediu și în futurologie. Adică să vadă viitorul, să prognoze. Interesant, teribil omul, de deștept, le spunea. Știi ce am observat? Că de ani de zile îi lasă pe specialiști, de exemplu Marea Baltică, capacitate, potențial de pește. Omul fusese chiar parlamentar în Parlamentul Europei și s-a lovit acolo de ceva de ziduri. Îi lasă, dar fac prospecții de pădure, de sol, de, ca să protejeze, doamne, pentru că s-a plecat de la conceptul, e schimbare de paradigmă. Au zis că pământul are resurse inepuizabile și l-au făcut praf. Și așa au tras din 75, din 73, au zis, doamne, este pe care să se epuizeze, trebuie să avem o gândire, cum să zic, destul de parcimonioasă, de o gândire destul de, cum să zic, organizată ca să putem... Știi ce fac? Îi lasă pe specialiști și, pe urmă, când specialiștii descoperă câte o chestie, vin oamenii cu bani, care nu au niciun fel de scrup. Uite-te în sfat, au făcut numai jaf. Pirați. Pirați ordinari. Deci, aia trei care sunt cu Roșia Montana, aia sunt băgați în față. Oculta financiară n-are scrupule. Ea poate să defrișeze, cum zic, eu m-am uitat la ce au defrișat pădurile prin România, știi? Este ceva de... și sunt întreținut și de... Nu se pare că e paradoxal, ăsta e un subiect într-adevăr extrem de dureros. Dar vezi acolo sus, deci, mecanism. N-am văzut români ieșind din stradă la un moment dat când tăiau ăștia, dacă te uiți cum arată, că știi când e primăvara și vara, când e codrul, ca să zicem așa, înfrunzit, nu-ți dai seama cât de chel e de fapt. Dar acum iarna, când mă uit și de la geamul părinților mei spre păduri și le vezi fără frunze, îți dai seama că de la an la an au băgat securea în pădurile respective și n-am văzut pe unul să iasă la un dat în stradă să spună opriți jaful ăsta în legătură cu pădurile din România. Nu, n-au putut, știi de ce? Pentru că s-a făcut întotdeauna când faci, ai auzit cum fură ăia în mașină de, la buzunare? E aceeași psihologie și ca la ăștia. Întâi se face atmosferă, noi doi ne certăm. Haide, doamne, te împing și toată lumea se capacitează. În timp ce eu mă cert, ăla îți bagă mâna în buzunar. S-a creat o stare de confuzie. Am văzut un ofițer KGB care a fugit la americani acum 10 ani și l-a întrebat ăla de la CNN, cum cucereți un popor? Și l-a zis așa, în primul rând îl demoralizam. Cât? 10 ani. Pe urmă, instabilitate economică și până vă gândesc în criza financiară.
Deci dacă tu ai văzut bine la nivelul românului, dar dacă privim așa, s-a creat o mișcare browniană. Uite așa suntem. E criză financiară, n-am salariu, mâine ce să fac pentru copil, domne, ce să fac cu teatru, în partea asta, nu mai știu ce. Asta este mișcarea browniană, populația. Nu s-au așteptat că l-a zis să-i ținem așa, în joc, ca poporul să se sedimenteze. Adică stai așa, lăsa așezat. Puștii ăștia care pe Facebook sau ce au făcut ei acolo și pentru Roșia Montana, e una de lămurire. Țăranul ăla de la Pungești, care este ultimul nucleu de țăran român, el își apără pășune. Înțelegi? El vrea să-și apere pășune, el nu are nevoie de ce. Le crapă casa, mai au niște probleme în momentul ăsta. Au, sigur că la... da, exact. Da. Ai o reacție fantastică. Și că dacă ți intră o chestie noastră în mână, faci o inflamație. Răspunde organismul perfect. Ca să distrugi un popor, îl infectezi tot timpul și inflamația se transformă în infecție. O infecție continuă duce la cangrenă, iar cangrena la amputare. Există, am citit la Constantin Rădulescu Motur, prin 1936, a scos o carte, Românismul sau Catehismul Noi Spiritualități. Fii atent, denumire. Românismul ne zice așa, numai chestia că să ne facem națiune, suveranitatea, aia ne-am impus, suntem și noi un stat în istorie, da? Gata, s-a terminat faza politică. De acum încolo, românismul, zice el, are menire. Menirea spirituală a poporului român în lume. Și a doua, care a rămas trăznit și intuiția, a avut bătrânul profesor, știi ce înseamnă românismul? Intuiția fabuloasă a poporului atunci când conducătorii sunt derbedeizați sau trădători sau incapabili, ia frâile. Ai înțeles? Tu vezi că într-un fel puștanii ăștia de la universitate sau țăranii au luat frâile în mod normal. Când ai un conducător bun sau un guvern, negociază puternic cu aia. Dom'le, redevențe, zic că spuneți, da? Ne dați 4%. Nu, luați voi 4% și noi luăm 96%. Da? Bun. Care sunt consecințele pentru mediu, care sunt pentru sute de ani? Ei nu gândesc că sunt pirați. Acum îl dau din masă asta și nu contează consecințele. Dacă te duci la un doctor bun, să vezi că evită foarte mult antibioticul. Ți-l dă numai în caz de ce? Pentru că el știe că ți-atacă ficatul. Tata așa îmi spunea, băi, eu știu de la Danielopolu. Că dublă acțiune. Altul care e prost, ia domne, ia la 4 ore, mai ia, face chestii, nicio. Domne, s-ar putea să aibă un efect, să-mi declanșeze ceva. Știi? S-a creat starea asta, turbionul ăsta. Dar nu s-au așteptat, poporul român a început să se sedimenteze și să vezi ce o să urmeze. Hai să vedem așa. Țăranul ăla de la Pungești, da? Am văzut casele de acolo. Dărăpânate. Da. Da? Poate n-au gaze, nu știu, poate n-au canalizare, poate n-au stradă așa cum trebuie. Le înțeleg revolta, în același timp e greu să cred că oamenii din secolul 21 nu și-ar dori să trăiască în civilizații. N-ar dori să arate satele lor precum satele austriece. Da. N-ar dori să aibă și ei un relativ confort existența lor de acolo rurală. Just. Chiar dacă rurală, da? Da. Bun. De unde? Primarul nu știe să acceseze fonduri europene. Nu știe să dezvolte turismul în zonă, că poate nici n-au ce să vadă acolo, la Pungești, la Vaslui, să meargă cu turismul. Și atunci, am înțeles, Robert. Cum ajung niște bani în comunitatea aia locală? Să stea cu mâna întinsă la Ponta sau la vreun alt vremelnic prim-ministru să-i dea bani? Dar tu știi ce faci? Și tu ești jurnalist și nu ești un jurnalist de aici de acolo, ești un jurnalist de forță. Eu sunt puțin mai detașat, că nefiind jurnalist, poți să am ochiul câmpului la un moment dat, știi? Tu fugi după vulpe, cum ți-am mai zis. Da. Și trebuie să o prinzi în vizuină. La aia te poate deluta. Problema nu e cu prima, că la poate un incompetent. Doi, cu accesarea fondurilor europene e o limbă străină. Cine știe în România, se mai apără și că fură aia de se spar. Nu, te-ai gândit vreodată, luăm baza, țara, România. Deci spun eu, rapoartele academicilor pe agricultură, domnul Hera, 80% din comunitatea europeană poate să trăiască din noi. Și noi 80% importăm. România putea să fie hinterland. Hinterlandul se auto-administrează. Noi nu aveam nevoie de nimic. Dădeam noi. Îl învățăm noi pe țăranul ăla cum să-și facă pământul. Și acum vine lovitura de stat, să zicem Revoluția. Ei au dat pământ la țăran, fiind ce șmecheri au fost, domnule. Ce șmecheri, oribil. 3 hectare, 4 hectare. Unde e tractor? Formă motorina. Nu mai spun că își pierduseră reflexul să lucreze. Deci când faci o proprietărire de genul ăsta, faci ca în Germania, le dai utilaje și responsabilitate. Într-un an de zile dai producție dacă nu ți-au pământul înapoi. S-a făcut o șmecherie. A dat pământul, au căzut, că ai văzut pe Bărăgan că e cu calul. În 2013 îl trage cu calul. Securistul care a făcut lovitura știa. Și a demit la arendași. Și dacă tu stai de vorbă acum cu un politician din perioada, să zic că, domnule, la Puric este aberantul ăsta. Nu s-a putut face, au distrus ceapelul. Da, au distrus ceapelul, că țăranul a zis să-și ia pământul înapoi.
Știi ce mi-a zis el, m-a impresionat Mircea Tudor, inventatorul. Fii atent aici. Când i-a luat calul de la căruță tatălui său, ca și cum îl știa cineva, știi, văcuța calul, ăla cu care era om, suflet, așa era țăran. Și că luni de zile stătea cu capul sprijinit așa pe căruță și plângea. Taicu. Ce? Să iei pământul pe pentru un pogon care jumătate de hectar, era o generație care lucrau. I-au luat comuniștii, i-au păcălit și acum i-au mai păcălit a doua oară, vă facem proprietari. Dând, deci, și l-au adus la mica subsistență. Deci la nivel de guvern, la nivel de, și plus că ea de dincolo, ce faceți, mă? Ne vindeți voi nouă roșii? N-am înțeles. Vă dau eu sămânță sinucigași. Ne-au pervertit totul. Deci criminalitatea economică de dincolo este maximă și criminalitatea autohtonă hipermaximă. Bun, dar situația în care ne aflăm este asta de acum. Păi da, dar asta este consecința atitudinii de atunci și în continuare. Dăm și mie o legislație ca la care... Eu nu vreau să mă beau lapte de la Moldone, că e tempera. Eu vreau să beau lapte de la țăran. Laptele, tu ai văzut că au luat grâul de cea mai bună calitate și l-au cumpărat pe bani de grâu furajer. L-au dus pe mare... Și l-au întors și l-au vândut ca grâu, mai înțeles? Păi șmecherul ăla e vreo consecință? Din moment ce ăștia, eu am spus că România nu este un stat, este un stat mafiot condus de niște securiști nenorociți și mi-asum această afirmație, pentru că dezastrul de care tu vorbești și primarul cu incompetența lui e consecința vânzării de țară. Ba, un amic mi-a spus că suntem conduși de un grup infracțional. Atenție, nu organizat, ci dezorganizat. Asta e și mai grav. Adică ăștia nici n-au ordine în ceea ce fac. E bună intuiția. E bună intuiția în sensul că sunt atât de organici că nu mai e nevoie să știi, sunt ca microbii, se așează singur. Foarte bună. Cine a zis asta? Am un prieten care să și se uită atent. Spune că sunt gelos pe el. Da. Este extraordinar. Ăștia luptă dezorganizat, sunt ca virusii. Da. Înțelegi? Bun, hai să vedem chestia asta. Pe consecința la Pungești, la Vietul Țăran, este asta. Ăsta ce știe acum la guvern? Dom'le, vând ăsta, îmi plătesc guvernarea încă 4 ani de zile că am vândut țara. Păi vreau să spun următorul lucru, am zis la Ateneu. Raportul dintre pământ și țăran era fundamental. Nichifor Crainic spunea așa: pământul pentru țăran nu este un simplu spațiu, e timp. Acolo sunt strămoșii lui. Țăranul consideră pământul ca pe fundament al vieții lui și al sufletului. Abatele Zavoral, care era în Austria, catolic. 1000 de prizoni români. Vai de cap, lor făcuseră și râie, erau... Și a învățat românește de urgență, dicționarul să-i spovedească. Și zice, de ce suferiți, ce vă doare mai tare? Auzi, Dumnezeu, la toți. Era că ne lipsește aerul pământului nostru. Pentru să zicem că i-am dezrădăcinat 20 de ani de criminalitate împotriva țăranului român. Pe ăștia ar trebui, măi, cum arată mă jandarmul ăla care a dat în bătrânul? Cum comandantul ăla de jandarm? Eu n-aș avea somn. Să asculți de un ordin oligofren și criminal și tu să te duci mușcheia de jandarm să se lovești în țăranul ăla. Pe bă, nenorocitule, și tatăl tău, tu, jandarmul provine, eu n-am împotriva jandarmii, înțeleg ce vreau să spun acum, ci împotriva creștinește vorbim. Cum ridici tu mâna? Te duci care ce a făcut? S-a apărat legitim cu furca împotriva unor pirați nenorociți? Când toată chestia provine de acolo, țara asta era hinterland, noi puteam să exportăm. Noi putem ține cu grâne, Europa. Solul din România este cel mai bun sol. Uite, îmi vine să vă spun în șoaptă, știi? Parcă am fi numai noi doi undeva la o bere. Cel mai bun sol, să nu ne audă ăștia. Să nu ne audă ăștia. Aia este cauza. Întotdeauna, într-o boală, cauți cauza. Și pe urmă ajuns la incompetența primarului, la faptul că le cad casele. Nu, trebuia să fie case de 10 ori mai elegante decât în Austria. La pământul ăsta. Austria nu are ce are România. Austria nu are bogățiile astea. Deci nu vezi că dintr-o dată s-au deschis ochișorii pe chestia asta. Haideți să le gestionăm noi. Dacă, cum să zic, țara asta ar fi condusă de un guvern responsabil, ar zice, da, domnule, îl gestionăm și vindem. Ce vrei dumneavoastră? Vrei iaurt de capră. Perfect, uite, te-ai costat atât. Este nepoluat, nu este cu euri, cu deuri. Roșiile. Am mâncat roșii de pe vremea Ceaușescu, am dat în vâlbăia la Robert, am să mănânc degetele. De că gustul ăla și nu țăran, că mai am, domnul, dar prin grădină, dar nu mi-a nimeni să mă înțeleg. Zic, domnule, ești miliardar. Nu, domnul Dan, că nu ia nimeni. Sărbători fericite, să vă distrați, să vă iubiți și să aveți un an bine viitor. Hello, dragii mei! Vă urez din tot sufletul meu numai bucurii, numai împliniri noul an, la mulți ani, să ne auzim numai de bine. Vă iubesc mult! Și vă urăm sărbători... Ce? Sărbători fericite, la mulți ani!
Sărbători fericite, la mulți ani și să aveți copii mai cuminți decât ăsta. O investiție rentabilă înseamnă un echilibru perfect între costurile de achiziție și cele de utilizare. Descoperă avantajele unui cost de utilizare scăzut pentru Renault Fluence. Beneficiază de oferta dedicată societăților. Renault Business Solutions. O afacere pentru orice afacere. Când durerile în gât devin usturătoare, ai nevoie de un medicament. Strepsils Intensiv. Are 3 beneficii. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire. Strepsils Intensiv. Eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor bufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetul, care este bun și delicios. Și mie una a câștigat în crede. Hai că se viseze! Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Când ai simptome de gripă sau răceală, totul pare mai dificil. Nurofen răceală și gripă conține două substanțe active care acționează eficient împotriva simptomelor de gripă și răceală: febră, durere în gât, durere de cap și nas înfundat. Pentru ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Investind în oameni, investim în viitor. Am dezvoltat investiții durabile. Am creat locuri de muncă într-o mare comunitate multiculturală. I-am susținut pe cei mai buni și am ajutat pe cei care au avut nevoie. Iar ei ne-au dat înapoi bucurie. Am reușit alături de parteneri puternici, pentru că întotdeauna ne-am respectat promisiunile. Miro Investment Group. Primii 20 de ani împreună. Miro Investment Group vă urează la mulți ani și sărbători fericite! Acum, berea Bucegi vine și la doză. Bucegi, din inima bucegilor. Tati, gustă, te rog, am gătit eu. Când arsurile nu-ți dau pace, poți conta pe Gaviscon Mentol. Hai, trebuie să acționăm imediat! Gaviscon Mentol calmează rapid durerea cauzată de arsurile în capul pieptului, formând un strat protector peste conținutul stomacului, ca să fii din nou în formă. Gaviscon Mentol tratează simptomele refluxului gastroesofagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mesajele, sunatul și Facebook-ul au devenit reflex. Dar măcar o dată pe an și telefonul ăsta. Trebuie să iau o pauză, să intre modul de Crăciun. Mama, hai că te sun eu în 5 minute, bine? Săruna. Scuze. Așa că hai să lăsăm telefoanele deoparte și să încercăm ceva interesant. Să vorbim între noi față în față și să dăm like cu un râs de trăsar vecin. La masa de Crăciun, oferă-le toată atenția celor dragi. La anul, ai tot ce trebuie să tot vorbești. Un 2014 nelimitat de bun. Vodafone. O mie de feluri de a iubi, un singur motiv. Gustul excepțional Granini. Fructele iubesc Granini. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor bufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetul, care este bun și delicios. Și mie una a câștigat în crede. Hai că se viseze! Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Miro Investment Group vă urează la mulți ani și sărbători fericite! Sunt,
de sărbători ai mult de gătit. Fii iute în bucătărie cu super cuțitele Pyrex. Acumulează puncte bonus la cumpărături în Penny și primești la preț redus sau chiar gratuit super cuțitele cu mânere ergonomic Pyrex. Penny știe ce ne place. Când durerile în gât devin usturătoare, ai nevoie de un medicament. Strepsils Intensiv are 3 beneficii. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire. Strepsils Intensiv. Eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Anul nou. Momentul marilor rezoluții. De ce să te lași? De ce să te apuci? Cei cu experiență însă știu mai bine de atât. Își țin opțiunile deschise. Schweppes. Rezoluțiile pentru noul an. Făcute pentru a fi încălcate. Miro Investment Group vă urează la mulți ani și sărbători fericite. Cosmote și RomTelecom vă urează sărbători fericite și un an nou dublu magic. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ne-am întors în direct într-o ediție specială cu Dan Puric. Vorbeam despre țărani și despre felul în care ei la un moment dat își vând produsele. Uite, cei care sunt pe șoseaua asta, București, Ploiești, nu sunt țărani. Ne vin cu produsele de unde? Din Turcia? De pe unde? Plus că nu uita, populația s-a viclenit după conducători. Conducătorii fiind vicleni, speță joasă, ei știu, n-au cum să fure ca aștia miliarde de dolari, dar bagă apă în lapte. Dacă șeful face, ai înțeles? E o contaminare, e un lanț trofic. Și atunci îl vezi cât e de șmecher la piață. Zic, e sămânță românească, domnule. Du-te la obor, să vezi, eu pe toți aia scoate afară. În 24 de ore. Și zic, i-aș chema țărani, ia vedeți, sămânță românească aici. Bună să aveți. N-aș mai da voie la multe importuri. Deci cum să importi, domnule, când ai bogăția asta fantastică? În perioada interbelică a fost un mare filozof, mulți, dar printre ei era Vasile Băncilă, extraordinar. Și a făcut o remarcă teribilă, poziția geografică excepțională, aia istorică catastrofică. Ai înțeles? Da, plus că România a fost privită tot timpul ca o pradă. Tu ai zis că vin foarte mulți străini acum, deci vânzarea de pământ este un atentat la suveranitatea țării. Dar păi nu interesează, tot patronul a guvernat, dă o legislație. Te-ai gândit vreodată, știi că a fost chestia cu maidanezii, scandalul, cu nu știu ce, cu câinii. Pe potopul ăsta, dacă s-ar face o arca lui Noe, știi? Ce iei, Robert, pe arca lui Noe? Un parlamentar care a defrișat pădurile, a devalizat România, a distrus, sufletește această țară, numai economic? Sau un maidanez care mănâncă din gunoi și niciodată în viața lui n-a făcut un rău? Pe cine urci tu în arcă? Da, nu, greu, spune, nu, nu, greu nu, de pus problema așa. Nu, de ce? O punem așa. Eu, dacă îl urci pe parlamentar, o să-ți fure vâzlele. La primul port ți-a dat și, înțelegi? Tu zici om. Nu, e vorba lui Esop. Ce face Esop? Privești câtă lume și niciun om. Ăla e lume. Nu l-ai urca pe omul respectiv? Nu. A zice o pisică, uite cățelul ăsta care mare. Nu, poate te îndrepți. Iar aia de pe corabie niciodată nu vor face ca ala. E un act igienic să-i lași pe țărm. Nu vezi ce au făcut din țara asta? Țara asta au distrus-o maidanezii? Nu. Bun. Discutăm în termeni ăștia. Dar mi-e greu să cred în momentul de față că există, cum să spun, o minoritate care sabotează, și asta e alcătuită, să spunem, din clasa politică și din alți ticăloși, să zicem, și o majoritate curată țară. Nu, n-a zis asta. Nu, este o majoritate care o sabotează. E o minoritate suferită. Uh-huh. Poporul român este cât un județ în țara asta. Restul e o populație care este terminată. Și restul o mafie. Și ăștia merg pe vector, se transpus presiune din afară. Când vin pirații, aia fură la nivel de sistem, ci că du-te în partea altă. Ai observat că pe vremea fanarioților sau când erau turci, știi, ei ne luau aurul, femeile, copiii, mai făceau ienicieri, spahii, nu cu sufletul, ne lăsau în pace. Acum sufletul ne fac praf. Ne învață copiii, derbedeizează, alienează, le-au rupt reperele. E o tripă de branșare, de la credință, de la pământ și de la tradiție. Sunt alții.
de 20 de ani de zile, mi-aduc aminte o măicuță catolică, a zis un lucru extraordinar. Domnul Dan, cei care vin sunt alții. N-a zis generația nouă. Mm-hmm. Și acum stai puțin să ne gândim, uite și din ei, din generația nouă, ce lucruri frumoase au dat cu revolta asta. Dar nu sunt foarte mulți. Nu sunt foarte mulți. Deci ceea ce ai spus tu adineaur, nu. Nu e o majoritate curată. Nu, este o majoritate zăpăcită, distrusă, schilodită. Eu am fost acum două săptămâni la Bălți, în Basarabia. Vreau să spun că diferența între tineretul de acolo și tineretul de aici, de exemplu când a fost o săptămână altfel, săptămână culturală, au venit la teatru, la Idolul, la mine. Și am simțit, cred că ți-am zis în emisiunea trecută lucrul ăsta, dar acum ați zis paralel cu Bălți. Am simțit în 10 minute că copilașii nu mai fuseseră niciodată la teatru. Și ce făceau, își dădeau SMS-uri. Când ne-am vorbit puștilor la Bălți, erau, uite așa, flacără. Erau de liceu. Ăia încă sunt vii, sunt curați. Noi trebuie să facem așa un fel de re-românizarea noastră cu suferința lor. Deci erau deschiși. Eu le vorbim de Basarabia, de suferințe, de deportări, de esență românească. Și el zice așa, da, Nelu, cu tare, cu tare, știi? Și trebuie văzut lucrul ăsta, pentru că trebuie în primul rând mărturisit. Nu, este o mare majoritate distrusă sufletește, care terorizează o minoritate. Românul adevărat în România este terorizat. Da, eu m-am gândit că văzând în ultima perioadă aceste ieșiri în stradă pentru lucruri pe care în urmă cu niște ani nu te-ai fi gândit că România ar fi putut să iasă în stradă, m-am gândit că poate s-a trezit un soi de conștiință din asta națională. Iată, mai țin minte când ți-am zis acum câțiva ani că se vor întâmpla lucruri de genul ăsta. Da, și nu mă credeai. M-am gândit la lucrurile astea. Robert, hai să vezi ce o să se întâmple în următorii doi ani. Ce o să se întâmple? Se ridică poporul. Se ridică, iar noi acum trăim un moment extraordinar și imprevizibil. Are alte reacții, domnule. Surprinde. Eu am știut lucrul ăsta. Și din ce în ce se coagulează. Au început să-și dea seama. E o forță pe dedesubt fantastică. Iar pe dedesubra, știi cum e până și discursul ăsta al meu. Nu iese nimic, Dan, la iveală. N-am văzut un lider politic în ultimii ani. Sau niște lideri. Vezi ce ți-a zis băiatul acela, prietenul tău, da, că mafia este dezorganizată. Așa dezorganizați sunt și ăștia. România nu se ridică prin lider politic, prin sindicate, prin nu, printr-o stare, pentru un suflu. Se reface țesutul sănătos al neamului. Și ala nu are, program. Ploaia când plouă grâu, nu are program. Plouă. A început să plouă pe țara asta. Și au început să se mugurească așa. Și tineri, iată, am zis de tineri că nu mai știu ce cu tare. O parte dintre ei, gata. E altă etapă. Recunoști că nu mai este anul de grație 1993 cu piața universității. Da, categoric. E altă etapă, de care va trebui... Dar în același timp, mie aici, vreau să te contrazic, mi se pare totuși destul de superficială această etapă. Adică mi se pare că, într-adevăr, există un soi de subiecte, hai să le numim pe, așa, în limbajul lor, cool, sunt niște subiecte mișto, da, cool, au așa, e cool să participe la un protest din ăsta, la un moment dat, pentru o parte din ei, pe care poate nici nu înțelegi foarte bine, poate pentru că au ieșit prietenii tăi. Pe de altă parte, uite, când apar niște teme extrem de importante, atacul ăsta bizar, nebun, la statul de drept și lucruri care se întâmplă și care afectează profund și pe termen foarte lung o societate, aici pentru că sunt mai complicate, mai greu de înțeles și poate mai seci. Nu, da? Nu, fii atent. Reacția e mai... Românul întotdeauna, uite, deci în perioada interbelică, a reacționat când i s-a atacat ființa lăuntrică. Aia cu derbedeia, aia care s-a dus să-și facă imunitatea, aia urează că ești tu că mafia conduce. Nici nu interesează, ei trebuie să dribleze de acum încolo să boicoteze legislația din România. Românul adevărat trebuie să o dribleze, să o boicoteze, pentru că e făcută special ca să inhibe. Nu mă interesează pe mine legile care vin de la Ministerul Culturii pentru Teatrul Național. Eu de 20 de ani de zile îmi fac legea mea. Sunt în plină haiducie. Dacă vrei să îmi distrugi lumea lăuntrică, adică Roșia Montana din mine sau astea, atunci da. Că acolo e vorba de esență. Țăranul român, așa zicea Mircea Vulcănescu, el trăiește în virtualitate, iese din istorie numai când trebuie. Este cea mai bună manevră. Făceți-vă bă, lege, că toți sunteți o mână de golani, făceți-vă lege. Chiar mă interesează pe mine chestia asta. Nu mă interesează, că știu cum manevrați. Dacă nu erau aia din Occident ca să le dea peste bot, pentru că era prea groasă treaba și îi împiedica și pe ei să sugă, nu se întâmplă nimic. Nu din dragoste, nu ne iubește nimeni. Hai să devin eu puțin comunist. Dar în momentul în care au tăiat pădurile, cum ziceam, au distrus fabricile, cum ziceam, au furat pe capete pământul unor țărani în anii 90, da? Nu se distrugea tot ființa lăuntrică a poporului? La momentul ăla de ce nu reacționau? De ce au tăcut? Vreau să spun următoarea chestie. Știu ce zici, ai perfectă dreptate. Nu se dumiriseră.
Le-a luat cam mult. Dom'le, 24-23 de ani. Știi chestia care a rămas celebră, dom'le, a lui Petre Țuțea cu Nae Ionescu. Petre Țuțea care a dat formalul lui Henri Poincaré. Zice, dom'le, dacă până la 33 de ani nu ești de stânga, înseamnă că n-ai inimă și dacă după 33 de ani mai ești de stânga, înseamnă că ești idiot. Și la un moment dat s-au întâlnit la Berlin, pe holul unei universități. Și Nae Ionescu i-a strigat lui Petre Țuțea, bă, Petrică, bă, tot de stânga ești, mă. Nu, domnul profesor, am evoluat, sunt de dreapta. Și Nae Ionescu a zis, n-ai evoluat, mă, te-ai dumirit. Mi-a trebuit timp. Ia gândește-te că, cum să zic, noi veneam, eu, mie, Robert, mi-a trebuit timp, ani, să mă dumiresc. Să mă dumiresc, că ți-am spus și aici în emisiune, domne, cum a fost cu partizanii, cu lupta anticomunistă, cu martirii mari, domn. Să mă dumiresc, de exemplu, apăreau cărți de memorialistică. A doua zi erau la tătoate. Le-a luat securitatea ca să le ardă. Înțelegi? Ca să n-ai informații. A trebuit să mă dumiresc de jocul ăsta ocult, nenorocit. Formă, a trebuit să mă dumiresc de faptul că dacă îmi iubesc țara, imediat apare, ești extremist. Ai auzit că eu te vorbesc încet, asta mi se pare genial. Țăranii de la Punge sunt extremiști. Îți dai seama cât de licheat trebuie să fii ca să zici așa ceva de bietul țăran român. Puștia din de la universitate sunt și ei extremiști. Cum faci o manevră? Că, bă, ca și cum ți-ai ocrutit copilul. Aici, dumneata, ești fanatic, ești taliban. Foarte șmecher, foarte vicren, de proastă calitate, dacă o reacție. Și eu aia de sus mai vin cu drepturile omului, că ce este cu discursul ăsta naționalist, extremist. Păi tu ești în America, dumneavoastră, că eu și-aș iubesc țara până la capăt. Du-te în Germania, în Franța, să sunt fierbe naționalismul ei. Numai că noi avem alt naționalism, nu avem un naționalism agresiv. Până și genul ăsta de discurs, eu nu mă uit pe internet, pasă că nici nu am. Dar mi-au arătat alții de multe ori în cei 5 ani de zile cum încercau să catalogheze genul ăsta de discurs ca să-l discrediteze, numai că nu le-a prins. Ai observat faptul că, am mai spus de multe ori în emisiune, au încercat să-mi dubleze cărțile, să-mi scrie texte pe chestii de genul ăsta. Apar așa cât un text la Robert, nu, trebuie ținut și simplificat, doamne. Mergi la esență, doamne. O țară bogată, o țară care poate să tracteze după ea un destin și istoric și economic, făcută praf. De niște oameni care s-au născut mizerabili. Mizerabili sunt. Eu dacă îmi spui, domnul Puric, aveți grijă de 5 copaci ăștia. Tu nu am grijă de 5 copaci. Dacă îi tai noaptea cu drujba și tu vii, nu sunt un mizerabil? Sau nu sunt în stare să o păzesc și vine altul? Deci, dumneata care ai avut să gestionezi această țară cu bogățiile ei, cu asta, ești un mizerabil. Românul e chinuit după 50 de ani de comunism, nu uita, ne-au obosit. 50 de ani, tu ești mai tânăr decât mine, dar eu am fost utecist, am fost pionier, utecist, m-a făcut membru de partid și a vrut să mă facă și informator. Și nu le-a ieșit, că m-am autodenunțat. Ai înțeles? Nu le-a ieșit, dar mi-a trebuit, tu știi că în față, acolo, la Intercontinental, ca să strig, Jos Ceaușescu, mi-a trebuit o oră. Mergea gura așa. Și striga una cu poșeta în spate, Jos Ceaușescu! Și atunci, bă, dacă strig asta, strig și eu, Jos Ceaușescu. Că săracul Ceaușescu, Dumnezeu să-l ierte, ei l-au împușcat pe Ceaușescu, l-au împușcat în creier comunismul. Când spui Dumnezeu să-l ierte, chiar te gândești la asta? Da, mă gândesc, mai a fost o victimă și el a fost atât de infestat de ideologie, sigur, cu crimele respective, nu înțeleg ce vreau să spun. Eu cred că a fost un nenorocit. Cred că a fost o pacoste. Sigur, acum o să spună toți. No. Dar a construit țara. Robert, dar, Robert. Dar iartă-mă, no. Am prins niște ani din ceaușismul ăla minorocit. Tu cum gândești? Deci stai puțin. Tu ai perfectă dreptate. Eu mă gândesc la altceva. Deci nu vreau să tu ai perfectă dreptate. Adică Dumnezeu poate să-l ierte, dar eu n-am să-l iert niciodată. Nu, Robert. Așa cum nici pe Ionuliescu n-am să-l iert niciodată, pentru că adolescent și mai apoi am prins anii ăia de început 90, Robert, când mă gândeam că va fi altfel și am avut nenorocirea să am un Ion Iliescu președinte al țării mele. Da, aclamat de Occident. Vreau să spun următoarea chestie. Cine l-a aclamat și pe răposatul? Dumnezeu să-l odihnească. Vreau să spun, eu creștin zic Dumnezeu să-l ierte. Bun. Ce ai zis tu, ai perfectă dreptate. Nu, dar... și eu am zis, creștin fiind, Dumnezeu să-l ierte, bun, dar eu nu-l iert. Știu. Eu nu. Nu, dar nu rămâne țipnit pe asta. Faptul că am pușcat țăranii care luptau pentru pământ și care nu vreau să intre în cooperativă, e crima cu care s-a dus, cu biserici, nu discutăm asta. Eu întreb cu totul și cu totul altceva. Experimentul comunist care s-a făcut pe noi nevinovați, astea sunt epifenomene, sunt urmări. Eu nu pot să ieși în fiecare misiune să ieși biletul ăla de la Ialta. Ne-au dat ca pe șobolani în laborator. Știi că imediat după război, un sculptor elvețian a făcut o machetă superbă, domne. Un fel de masă din asta, așa, sculptură, și pe ea
doi șoricei, un câine, o pisică, doi porumbei și a zis așa, martirea științei, că au făcut experiențe pe ei. Îți dai seama, au luat pe câinii, au făcut, au făcut în ultimul hal și aia murind cu sute de mii prin laboratoare, i-au verificat virusii și a zis totul, sunt martiri. Înțelegi? E, nu s-a făcut niciodată statuia, dar macheta a rămas și toate instituturile de virusologie din lume au preluat-o că era frumoasă, era reprezentativă. Știi la ce m-am gândit? Să facem ăsta și în continuare la doi șuricei, un câine, o maimuță, doi porumbei, un simbol al poporului român, poporul rus, poporul ceh, poporul maghiar, poporul sârb, poporul nord-corean, poporul cuban, cubanez sau alte popoare care chinez. Să zicem, se scrie așa, animale martire care prin ele, prin martirizarea lor, au dus știința înainte. Și dincolo, o plăcuță, popoare martirizate, nevinovate, care au fost, cum să zic, condamnate fără de niciun fel de vină și care această condamnare a dus la distrugerea iremediabilă a umanității. Și aș mai adăuga ceva. Iar noi, cei de astăzi, suntem martorii suferinți și suportăm consecințele. Și în continuare, ultima, experiența continuă. Tu ai zis de asta. I-ai văzut cumva pe cei de la Comunitatea Europeană că au condamnat în mod public și categoric totalitarismul comunist? Nu. Niciodată. Nu-l condamnă. Și atunci ei sunt liberi. Eu nu pot să accept în calitatea mea de român și de om liber și de, cum zic, de libertatea mea țărănească și chiar și tu o simți. Această ipocrizie și acest cinism. Deci tu știi că la nivel internațional crimele totalitarismului nu sunt condamnate? Pentru că acolo a fost Partidul Comunist Francez care s-a ridicat și toate partidele comuniste din Europa și au zis că se distrug idealurile marxist-leniniste. Cu ce să vorbesc eu cu ăștia? Au avut ăștia bunici în pușcărie, au avut ei părinții mutilați, au avut ei tinerețea. Cu cine să discut eu, Robert? Dă-mi și mie unul din ăsta care îi trece socialismul prin cap acum ca un cartuș. Eu n-am treabă cu ăștia. Și atunci am zis marșul tăcut al poporului român. Au luat-o cu Dumnezeu înainte, datori trecutului și bunului Dumnezeu. Dan, ca să se afle despre anumite lucruri, cred că ești de acord că trebuie să se vorbească despre ele. România nu vorbește despre trecutul ei. Oamenii nu, politici. E oprită. România. Eu n-am văzut în Parlamentul European un europarlamentar care să fie avut o intervenție cine, despre nenorocirile făcute de comuniști. Stai puțin, Robert, cine ne reprezintă? Fiii comuniștilor. Păi, despre asta e vorba. Și atunci las-o în cerc, e în bucă. Las-o închisă. Și atunci nu înțelegi pe român că nu ies în stradă să vadă că golanii ăștia își fac ei imunitate? Când el știe că e închis. Dar de ce nu vorbește unul din Parlamentul European să zic că aveți în România victime, aveți martiri, aveți oameni care au suferit? Nu interesează, vă interesează piața, mă, voi cumpărați aici, nu știu ce. Pirații ăștia care acum stau adunați cu corăbile lor, ei sunt pirați, au cu corăbii. Eu nu mă refer la cultura occidentală, înțelegi, la spirit, aia e altceva. Eu mă refer la interesul cinic, domne. Și tu, Robert, ești jurnalist. Ați corăbii de pirați una lângă alta, face de o comuniune. Bă, vezi că cu văz la eu iau partea asta, iau partea. Să vezi cum se vor desprind. Naționalismul cel mai feroce, egoismul cel mai puternic, gena egoistă cel mai puternic. Da, vreau să-ți mai spun ceva. No, acum vreo 10 ani vreau să spun eu, mă rog, poate chiar mai mult, am scris un text despre nevoia unui muzeu al comunismului în România, dar nu unul pe modelul memorialului de la Sighe și așa mai departe, ci un loc în care să mă pot duce împreună cu fetița mea, spuneam la vremea aceea, care era mult mai mică decât azi, evident, să o iau de mână, să-i arăt, tată, uite, o cartelă de pâine, uite așa arăta un televizor unde vorbea Ceaușescu, uite cum arăta o emisiune de 2 ore la televiziunea română, uite aici, tată, niște fotografii din perioada respectivă, cum au dărâmat biserica Văcărești sau cum au dărâmat cartiere întregi de blocuri, uite cum arătau meetingurile făcute de 23 august și să fie un muzeu. Da. Bun, deci un muzeu al memoriei colective, dacă vrei, pentru o perioadă din asta nenorocită din viața noastră tuturor. Mai toți miniștrii culturii care s-au perindat la vremea respectivă, între ei chiar prim-ministri, ba chiar și președinți, ca să zicem așa, au zis, da, e o idee foarte bună. Și nu e trebuia să fie un spațiu, cum să spun, să faci cât e Muzeul Național de Artă al României. Aveai nevoie de câteva camere mai generoase în care să poți să arăți măcar video ce s-a întâmplat în perioada respectivă pentru generațiile noi. Nimeni nu s-a obosit să pună în practică un astfel de lucru, care nu că era ideea mea sau... S-or mai fi Robert, alții la așa ceva. Da, în clipa aia, de ce n-au făcut-o? Uite, în clipa aia, ca și în clipa asta, când tu mi-ai spus de proiectul ăsta care mi se pare igienic și de bun simț, tu nu te-ai simțit și nu te simți singur? Păi cum, domnule, ăla care a fost ministru în perioada aia, tu crezi că e de aceeași factură?
sufletească? Pe mine interesează. Pe mine interesează chestia asta. Tu vezi că sunt alții. Știi că când poporul german era într-o derivă sufletească după al doilea război mondial, Karl Jaspers, filozof existențialist mare de tot, le-a zis așa. Avem aceeași limbă, avem aceleași tradiții, nu avem aceleași valori. Ne cam separăm. Tu ai alte valori. Și vreau să spun, îl facem noi muzeu, dar o continuăm cu viloaiele securiștilor, cu mizeria, cum au dărâmat casele boierești din București și din alte județe ale țării și au construit coșciugele de bănci, cu neamul prost care s-a instalat la putere cu girofarul și ăstea și la neveste pun girofaruri, înțelegi? În toată chestia asta, cu să le arăți copilului poze cu excursiile lor în străinătate, la hotel de 5 stele și pensionare distruși și tineretul. Uite cum, uite ce privire tristă are tânărul nostru. Te-ai întâlnit vreodată cu ei în străinătate? M-am întâlnit eu cu studenții. Zicea, domnul Dan, să ne mai întoarcem sau să nu ne întoarcem? Și n-am incapabil să răspund. Era tragedie antică. Deci, uite, draga tati, ce au făcut ăștia din țară în 20 de ani, ei fiind copii ideologici ai celor care au format. De la bilețel, mergi la origine. Și atunci o înveți să lupte, să fie demnă și să o ia împotriva veacului. Știi cum zice Sfântul Apostol Pavel? Că zice, facem teologie, nu facem, nu, am văzut un bărbat colosal, o forță teribilă. A zis, nu vă potriviți chipului acestui veac, că este slut. Luați împotriva. Și atunci o să simți igienic să-i spui, tu nu trebuie să faci lucrul acesta. Nu trebuie să-ți pierzi întreaga existență pe YouTube și pe internet, nici nu trebuie să-l arunci, pentru că e o sculă cu care avem nevoie. Nu trebuie să te lași împresurată de informații. Trebuie să înveți să citești prin, să ai spirit de discernământ și trebuie să vezi că țara aceasta, Robert, fii atent ce intuiția țării. Tu îmi vorbești mie de ăștia care au fost pe acolo, întâmplarea, improvizația asta, criminalul comunist i-a pus ministrii post decembrie. Nu, doamne, hai să ne ducem la Mircea Eliade, fii atent. Trebuie să iubești România. Să iubești România cu frenezie, în ciuda tuturor evidențelor, ca să poți uita gradul de desfigurare în care a ajuns. Asta era Mircea Eliade. Fii atent ce voință avea și a zis să o iubești cu frenezie. Fetița ta, la fel ca și băiatul meu, cu timpul o să vadă desfigurare, o să o simtă aceste țări. Pentru că genetic îi poartă un suflet. De-aia am scos cartea Sufletul Românesc. E o taină în sufletul ăsta. Și la un moment dat nu se accepte. E, aia va fi unda de șoc târzie a sufletului românesc. Noi nu putem să le lăsăm lor moștenire doar chestia asta. Domnul, eu un ghetou neocomunist condus de niște mafiozi nenorociți. Da, asta este starea de luciditate. Dar nu o bagi în atitudine. În țara asta trebuie făcut curat. Țara asta are 2000 de ani de creștinism în spate, are jertfă, are eroi, are oameni puternici. Și atunci, acum să zic, îi dai un capital, nu de țâfnoșine de astea, un capital de putere. Nu te lua după asta care scrie că istoria este așa și așa. Asta este o certitudine, tata, Dumnezeu să-l odihnească. Am venit de la liceu, stătea și citea, avea 70 ceva de ani, eu un puști de 18 ani, stătea și zicea, ce ai învățat la istorie? De pe Everest. Zic, am învățat înființarea Partidului Comunist. Eu am răspuns, automat, eram un puștean. N-a ridicat ochii Robert. Fii atent când se face educație. N-am să uit, îl îngropam și mi-a adus aminte imaginea asta. N-a ridicat ochii. Asta o tăcere, am crezut că a absentat din toată istoria neamului. Și mi-a zis, pe urmă, tot ne ridicând ochii, vezi că pe raftul 2 am o carte cu viața reginei Maria. Atât. M-a izbit pentru tot restul vieții. Pe loc m-am dus, am căutat-o și până nu pot să uit chestia asta. Ai înțeles? Știi ce mi-a lăsat tata? Lui tata era frică să-mi spună ce s-a întâmplat. Știi cum erau părinții terorizați, că nu știi scapă. Mi-a lăsat privire. Tăcea. La un moment dat a venit la mine în casă, avea câte o expresie înscrisă în carte. Știi ce zicea? Zicea, uite un om. Și a intrat în casă un om la vreo 70 de ani, Robert, înalt, dar cu o privire, niște ochi care cunoscuseră o suferință maximă și se vedea că viața de acum nu mai putea ajuta niciodată până la moarte. Dar era de o blândețe extraordinară. Aveam 7-8 ani, nu prea înțelegeam ce discutau, dar din gesturi, din felul, uite cum stai tu, stăteau așa relaxați. Era o altă România. Deci nu erau mic, mi-a zis, doctor, ce facem cu ușa? Cum și-a pus pălăria în cuier, cum și-a sus paltonul. Fii atent, cred că avem 6 ani, ce am reținut gestica lui. Și spunea, Ionel, dragă mea, mi-am dat seama că erau prieteni buni. Și tata vibra, era tata care stătea pe drum cu aia, stătea crispat, el acum era așa. Asta am reținut eu la 6 ani.
Și când a plecat din casă, ce crezi că i-a zis mama? Lui tată, zică, da, ce om extraordinar, rafinat. Măi, da, am mâncat ciorba aia, eu am pus-o puțin cam fierbință, am mâncat-o repede. Și tata a tăcut. Și a întors capul așa. Parcă i-a zis o lacrimă. Și a zis, a fost deținut politic 16 ani la iud. Știi că te spunea mâncare fierbinte, câteodată la pitești legat la spate și punea să mânge. De asta nu știe doamna comunitate. Uite așa. Și să semneze că mama a fost prostituată, că poporul român nu există, că nu există Dumnezeu și n-au semnat, Robert. N-au semnat. Ne oprim puțin pentru publicitate, ne întoarcem foarte rapid. Cu Orange TV e sărbătoare pe toate ecranele. Bucură-te de imagini uimitoare pe televizor cu peste 100 de canale, dintre care 41 HD. În plus, ai emisiunile preferate și pe laptop, tabletă sau telefon. Iar acum îți oferim 6 luni gratuiți la orice abonament Orange TV cu pachetul special de sărbători. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment, pentru o digestie eficientă. Vă urează la mulți ani și sărbători fericite. În acest complex de vacanță am ascuns obiecte rău mirositoare și am pus în priză noul Ambipur. Ce vor mirosi oaspeții care nu suspectează nimic? Frescare. Proaspăt. Miroasea proaspăt. La finalul weekendului le-am arătat adevărul. Oh, nu! Chiar funcționează bine. Noul Ambipur electric. Până la 80 de zile de prospețime pentru ca tu să respiri fericit. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta. E ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă. Amuletă. Rachetă. Racletă. Bicicletă. Vedetă. Tabletă. Și net. Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la Rom Telecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă în magazine. Rom Telecom. Televiziune, internet, telefonie. Când circulă gripa sau răceala, toți din casă se pot îmbolnăvi. Dar există Nurofen, cu medicamente eficiente împotriva simptomelor de răceală și gripă pentru toată familia. Nurofen Junior pentru cei mici și Nurofen Express solubil pentru adulți. Țintesc sursa febrei și durerii și fac asta rapid, ca să-i poți pune pe toți pe picioare la nevoie. Nurofen și familia ta. Mai bine împreună. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Norișor pufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fraghetul, care este bun și delicios. Și mie una a câștigat încredere. Hai că te-ai copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că
ca prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Ce faci? Oprește-te! Știi că avem deficit de bilă. Vrei greață, dureri de cap, gust amar? De ce nu spui așa? Colebil pune bila pe picioare. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Where is the ball? Here is the pulp. Încearcă aceeași pulpă surprinzătoare, acum într-o varietate mare, cu noile arome de grapefruit și fructe tropicale. Când ai simptome de gripă sau răceală, totul pare mai dificil. Nurofen, răceală și gripă conține două substanțe active care acționează eficient împotriva simptomelor de gripă și răceală: febră, durere în gât, durere de cap și nas înfundat. Pentru ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen, răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Miro Investment Group vă urează la mulți ani și sărbători fericite! De sărbători ai mult de gătit. Fii iute în bucătărie cu super cuțitele Pyrex. Acumulează puncte bonus la cumpărături în Penny și primești la preț redus sau chiar gratuit super cuțitele cu mânere ergonomic Pyrex. Penny știe ce ne place. Ne-am întors la dialogul cu Dan Puric. Știi ce vreau să te întreb? Că să facem așa un soi de paranteză în discuția asta destul de încărcată, mă rog, din primele părți. Cum era Radu Beligan la 95 de ani? Ți-am zis și eu, înainte să intru în emisiune, că m-a impresionat până la lacrimi. A avut un spectacol cu Egoistul pentru aniversare pe scena studio. Acum 25 de ani eram eu pe scena aia, adus de domnul Mihai Mălai Mare, și în sală, ca spectator, era meșterul, directorul Teatrului Național, președintele Institutului Mondial de Teatru. Îți dai seama ce emoții am avut. Și după ce am terminat spectacolul, m-a luat după brață, după gât, așa, și mi-a zis: "Da, e genial, te bag la mine în teatru." Am înnebunit, am paralizat. Am ieșit cu inima, aici era inima, afară, la intrarea actorilor, și venea mama cu tata. Veneau așa două umbre, ninja, și abia așteptam să zic lui mama că mă ia după 3 ani de stagiu. Și zic: "Mamă, ți-a plăcut?" Mai vine partea altă. Și mama zice: "Dragul mami, mi-a plăcut, dar nu mai merg niciodată cu nenorocitul ăsta la teatru." Nenorocitul era tata. Zic: "Dar de ce?" "Mai dormea lumea în sala, de asta sforea în ultimul fapt." Deci, fiate, m-a făcut praf. Și eu, plin de emoție, formă, cred că ți-am mai povestit-o, dar ți-o zic încă o dată, că e genial, e legată de meșterul. M-a chemat de la Botoșani și era ușa ușor întredeschisă, așa, uite cum e acum acolo. Și i-am adunat pe aia din stafful de acolo, contabil, directorul, și am zis că mă angajez un băiat extraordinar. E un băiat genial, așa, e talentat, a fost cablionț. Nu, că e și special, așa, ea ca Gio Visu, că era Gio atunci. Nu, că e și frumos, e ca mine când eram tânăr. Fiat, e genial. Și eu acum când l-am văzut, la 95 de ani, Robert, mi-au dat lacrimile. Și m-am dus și l-am pupat. Și am salutat mâna și am zis: "Meștere, acum 25 de ani m-ați angajat aici." Și s-a uitat așa la mine: "De ce drăguț, ești tânăr, ești tânăr, rămâi tot timpul tânăr, cum faci, cum faci?" Zic: "Maestre, m-ați contaminat." "Îți mai dau, îți mai dau." E fantastic. Ce-l ține? Ce-i ține pe oamenii ăștia? Mă uitam și la domnul Neagu Giuvara la un moment dat. E rasa. E... altă rasă. Și vreau să spun, am zis acolo, am scris despre el, când era mult mai tânăr, când avea 85 de ani, și am zis: "Cu toții noi actorii plecăm de la linie de start la 100 metri garduri și ne luăm la întrecere." Acolo stau și Marcel Iure și Radu Beligan și Mari Moraru și toți suntem așa, și Dan Puric de față. Alergăm, e o cursă, e o competiție, o performanță. Și în timp ce alerg, zic:
văd în față că deja meșterul ne așteaptă la linia de sosire zâmbind pe toți. Deci are calitatea asta. Și știi că sunt personalități care fac istorie, dar sunt altele care trag istoria. El trage istoria teatrului. Când te uiți cum joacă, parcă lângă el e Vraca, Bălțățeanu, Storin, toți ăia mari. Are o... Și nu îmbătrânește. El nu e un stil vechi. Este fantastic de tânăr. Tu știi ce perspicacitate și ce prospețime are? De exemplu, jucam Harvey și eu eram doctorul la Down, mai nebun, așa. Ziceam, domnule, să vă internez aici. Și eu zicea, da, niciun fel de problemă, domnule doctore. Și aveam scena în care trebuia, el își lua o țigară, zic, o clipă că vă dau un foc. Și aveam, domnule, și într-o dimineață eu făceam baruri de noapte ca să supraviețuiesc. Mi-a luat Dumnezeu mințile și am intrat în scenă fără chibrit. Și am zis, o clipă să vă dau... Și mi-am dat seama, dar n-ai chibrit. Da, vă aștept. La 11 dimineață, improvizație. Am ieșit. Da, vă aștept, nicio grabă. Robert, îmi fac Sfânta Cruce, am fugit disperat. Am deschis ușa, erau 10 mașini căzute așa. Zic, o brichetă, un chibrit. Dom'le, am alibit. Cum n-aveți un chibrit? Și am intrat disperat, zic, nu găsesc. De nicio problemă, dar lăsați, domnul doctor, că mă lași de fumat, asta e culmea. A luat aplauze. Incredibil. Altul te nenorocea, rămânea crispat. Știi cum zice Stanislavski? Îți dai seama de actorul inteligent sau idiot când se întâmplă accidentul. A căzut paharul ăsta pe masă în timp ce vorbim și vezi ce face un actor deștept. Are inteligență, cel mai tânăr partener pe care l-am avut eu în viața mea. El și Gheorghe Dinic. Dom'le, mai se sărea un calup de text, mai era o chestie, știi cum acroșea? Era extraordinar. Extraordinar. Deci este inteligența teatrului și aristocrație. L-ai văzut vreodată că a acceptat să joace în ceva care se compromită? Niciodată. Știi ce mi-a zis Vlad Mugur? Dumnezeu să-l odihnească. Dane, un actor mare e mare până la sfârșit. Radu Beligan este mare până la sfârșit. Uite-te. Uite-te cum își pregătește și el din scenă. E acolo. E fantastic. Cum să zic? Știi că faptul că trăiește și este pe scenă pentru mine, am o siguranță. Și când intru în Teatrul Național, am o siguranță. Cum aveam, știi că eu, de când a murit Ovidiu Iuliu Moldovan sau Gheorghe Dinică sau Ghiță Cozurici, ceva s-a rupt în mine. Ceva din toate ființa teatrului. Nu mai poți să joci la fel. Înțelegi ce vreau să spun? Una este să te întâlnești pe culoar cu domnul Ovidiu Iuliu Moldovan, cu Gheorghe Dinică, cu Ghiță Cozurici. Fii atent aici, eu băteam step. Băteam step, se juca Ploșnița, Ghiță Cozurici avea rolul principal, eu eram așa acolo în figurație. Și ca să-mi fac reflexele, eu pregăteam de atunci spectacol, băteam step și mă ascundeam pe unde puteam ca să nu fac zgomot. Și veneam cu câte 2-3 ore înainte de spectacol, băteam step, făceam coreografia ale mele. Ghiță Cozurici venea cu 2 ore. Și cum s-a putrit pe cimentul ăla lângă cabina, zic, maestre, vă rog să mă scuzați, nu vreau să vă deranjez, că Dănuț, bate că eu dorm pe bătăile tale. George Constantin, la fel eram acolo și... erau alții. Zic, domnul George Constantin, dumneavoastră sunteți generația de aur. Și eu un puș lângă el și le zice, domnul Dan, auzi, așa îmi spune mie, domnul Dan, noi suntem nimic față de cei care au fost. Nu i-ați văzut. Ai înțeles? E ca și cum eu spune, bă, teatrul începe cu mine. Știi ce vreau să te întreb totuși? Apropo și de Radu Beligan și de Gheorghe Cozurici pe care l-ai pomenit și de Ovidiu Iuliu Moldovan, crezi că e mai compromițător pentru un actor astăzi, să zicem, să joace într-o telenovelă sau să facă o reclamă la cine știe ce produs de 2 lei din care își câștigă un ban? Știu ce vrei să mă întreb, dar zi eu până la capăt, da. Îți răspund. În comparație cu ce făceau unii actori înainte de 89, recitând poezii despre tovarășul, tovarășa, cântând ode în diverse contexte. O știi pe aia genială a lui Dinică? Deci după are multe. Nu, dar asta este absolut lămuritoare. După ce a murit Ceaușescu, s-a făcut o ședință la Național. Uh-huh. Băi, și-au început aia să se lupte între ei, să zică, securiți nenorocet, ai zis poezii cu Ceaușescu, se batu, 2 ore s-au certat până a venit Gigi, care a ușor luat și a zis, fraților, cu toți am mâncat rahat, numai că ne-au cerut supliment. Și s-a rezolvat. Am vrut să spun următoarea chestie. Condiția actorului știa că e, dacă a trimis elicopterul după Ghiță Cozurici în Delta să-l iasă până poezii patriotice, ce vin avea un om admirabil și un actor admirabil ca Silviu Stănculescu că-l obligau aia de la CCUTC să zică poezii, înțelegi? Ei nu spuneau din suflet. Și au, domne, știi că o citeau așa.
Ia-o, trage. Fii atent. Ei, pe partea altă, erau imenși. Dar nu aveau cum, era compromis. Pe când ăsta micu care intră în telenovele, era sentimentul că face artă. Ai înțeles ce vreau să spun? Era sentimentul, bă, ce film. Nu, nu face, eu, n-ai zis că alea de la telenovele au psihologie mică? Uite-te la textele. Ce faci, Mariana? Bine, să știi că eu plec. Să-i spui lui Nelu să nu mai vin acasă, da? Cretin, în masă. Și el joacă din asta, să-i spui lui Nelu că nu mai vine acasă. Bine, bine, Mișu. Și ce facem cu banii? Asta e textul lor. Pare să fie ăla spunea, succes. Ăla spunea, știi cum, succes la cine? Lasă-i acolo, e foraj. Pentru imbecilizare. Omul simplu e forțat prin așa ceva să devine și mai simplu. Ai înțeles? Mai jos, mai gregar toată chestia. Întotdeauna să fii foarte atentă la lumea sufletească a personajului de pe scenă. Eu ce joc? Un actor mare zice, care e problema sufletească a lui ăsta? Dacă joci pe Vershinin, e tulburător, doamne, știi? Joci pe Eminescu, este tulburător. De ce joci? Joci pe Mitic. Bun, poți să joci în comedie, în chestie de genul ăsta. Dar aici el joacă ca pe viață. La mare, când spunea poezia patriotică, patriotică se ducea, dar îl vedeai la teatru, că era genial. Sau în film, înțelegi ce vreau să spun? Pe când ăsta n-are săracu niciun culoar, el e stupid dintr-o parte într-alta. Și mai are și credința că ceea ce face este bine. La fel ca toate emisiunile astea care racolează talente din România. Înțelegi? Ei câștigă bani televiziune cu ei, dar ei n-au destin. Da, după ce ies din această poveste... Ce se întâmplă cu ei, Robert? Nu se mai întâmplă nimic. Spune și mie, că poate nimic. Tu știi. Nu. Nimic. Și, ajung... și vezi, și plus că, na, Dan are... Așa, știi cum sunt ca femeia cu barbă după aceea de pe la circ, înțelegi? Da. Mai plimbă din când în când. Extraordinar. Îi mai plimbă din când în când pe la spectacol. Ce câștigătorul de la X Factor sau de la Vocea României, așa, femeia cu barbă, da? Da, domne, domne. Uite-l ce a ajuns. Păi, domne, când ai un talent, trebuie să știi să-l gestionezi. Robert, eu acolo la, cam încep să mă pup singur în oglindă ca Bibanu. Eu cât am putut, ne-a ajutat acolo la Rapsodia Română. Nu numai că am făcut spectacolul cu ei, le-am dat ocazia să-și facă singur spectacol. Ai înțeles? Etapa a doua, a treia, pleacă în străinătate. Au luat medalia de aur la Belgrad, au dat premiul întâi la Omsk, peste tot în străinătate unde s-au dus. Au luat marele premiu al publicului, la Bitef. Spectacole care și l-au făcut ei, prin limbaj. Și am zis, domne, trebuie să ai grijă de o valoare. Ei, ia gândește-te că ce pățit tu de la Ministerul Culturii, zic că domnul Puriclaș, nu asta 2 milioane de euro, faceți un teatru aici, pentru că te-ați făcut întotdeauna. Dacă n-ar fi domnul Hosu de la sindicat, mă găsești la metrou cu ei. Îți dai seama cât de vulnerabil, am 55 de ani, mâine mă scot așa, nu dau 2 bani. Niște haimanale care, nu numai ca să vânează valoarea, o jugulează și vezi toate țoapele făcute VIP-uri, bani și atunci cultura. Noroc cu scena teatrului, că, știi, și noroc cu publicul din România care nu a fost pervertit, sunt tari. Vin la teatru la piesele bune, sunt sălile aripline. Uite, poți să vorbești cu toți actorii care du-te la comedie, du-te la notara, la teatru mic, la Odeon, și o să spună că la piesele bune este aripil. Cum privești fenomenul teatrului independent? Am văzut că se joacă în cafenele, se joacă în cluburi, se... Ce să facă săracii? Ei trebuie să-și manifeste. Gândește că tot puietul ăsta care iese din ciupercăria asta de Institutul de Teatru, el trebuie să se manifeste. Da. De asta a făcut-o. Unde să se ducă? Și într-un fel fenomenul este normal. Numai că și asta este prost gestionat. De regulă se bagă pe vulgaritățile de stand-up comedie. Auzi, dom'le, mă, nu poți să numești altfel, mă. Nu poți să faci o chestie care să fie românească. De ce te bași tu în zeama aia lor? Plus că sunt incontrolabile. Doi, nu avem o instituție care să gestioneze economic toată chestia. Nici măcar să o gestioneze. Nu e o piață. Ei au o piață unde pierd foarte repede. Mi-e și milă, într-un fel. Știi, joacă la 30-40 de persoane. Ei s-au organizat într-un fel. Și așa, sunt liber, mai fac câte un contract ca în Occident. Dar n-au viață. Întreabă ce se întâmplă cu teatrele particulare. N-au, pentru că, cum a zis prietenul tău foarte bine, mafia e dezorganizată și întreține infecția. N-au, când ești o piață bine organizată, crești și prețurile, valoarea. Iau în față, cum se zice, actori care pot să fie pe Dacev, actori mari ca Gheorghe Dinică, ca Marin Moraru. Păi, cinematografia era datoare să-i folosească. Înțelegi? Ce? A dispărut tot. Facem 5 filme pe an și alea despre aurolaci, prostituții și cazuri exotice. Dom'le, eu n-am zis să faci despre mândrii din astea, știi, omul socialist victorios. Dar chiar nicio adâncime sufletească nu găsești în țară. Nu te tentează povestea asta cu filmul? N-ai încercat? Păi nu mai țin minte că m-am plâns la tine în emisiune că din 40 de candidați cu scenariu am ieșit pe 39. Și am vrut să întreb care e ăla mai cretin decât mine, am fost gelos. Deci adunătura aia de juriu de la, nu știu, CNC, e o adunătură acolo.
Și am zis, e scenariu de pantomimă. Și am zis, nota 2 pentru text. Genial! Aici trebuie să zic Adali. Îți dai seama, tu ne scrii, e scenariu de pantomimă. Și nota 2 mi-au dat. Am dat și eu acum câțiva ani. Aș fi făcut un film tulburător, cum am făcut Don Quixote, cum am făcut asta. Deci, ce crezi că au perit? În primul rând, eu n-ar fi trebuit să mă duc la examen. Ar fi trebuit domnul Puric. Eu așa am făcut la puștii mei. Băi, îți merge în minte, băi, ești grozav. De ce nu faci un spectacol? Domnul Dan, măi, fă un spectacol, nu stă degeaba. Și l-a făcut. L-a făcut extraordinar. Să fi venit unul să zic, domnul Puric, uite-mi, luați dumne bani, faceți o chestie de aici. Mi-aduc aminte cât am umblat pe la porțile televiziunii ca să fac divertisment. Vezi, în Occident, o lapă care îl hulește da. Așa din când în când, da, se întâmplă lucruri. Da, se întâmplă. E partea asta de show business. Economică, da. Da? Omul da. Se uite, vine un impresar, vede la un dat un talent, îl ia. Nu ne-au dat-o. Înțelegi? Ei și-au făcut bine căprării. Am importat toate tâmpenile, la un moment dat nu puteam să importăm și un lucru bun. Nu, aia se dă ca structură, îl obligi pe găinarul ăla care era puternic, zice așa, uite, acum face așa. Te nu interesează. Ce interesează? Valorile noastre se iasă. Acolo e mecanismul bine făcut. Pe de ce eu am avut comunism? Eu nu am zis că eu am fost la Viena și în 90 și am zis că face spectacol. Nimic! Tu cum te ferești? Eu eram în UTC. Cum nu e nimic? Nu aveam preț, Robert. Tu știi ce înseamnă să n-ai preț? Eram o valoare fără preț. Mi-a zis mie Traiana Elene, bă băiatule, tu nici nu știi cât prețuiești. Păi nu știu. Vezi cât faci? Nu știam ce să zic. 10 dolari, am cerut vreo 15 dolari. Dar îmi tremura mâna. Zic, cum să cer, zic, doamne. Dacă aflai în țară, înțelegi? Bă, și tu îmi spui că românul s-a lămurit greu. Păi uite-te la mine. Ai în fața ta un infirm. Abia mi-a revenit. Abia dacă mi-a revenit. Noroc că vin ăștia mici din spate și mai curăță tărâm. Hai să ne uităm un pic și în viitor, ăsta apropiat, să zicem așa. 2014 este din nou un an cu încărcătură electorală, iar se întâmplă lucruri, iar apasă pe noi toate declarațiile politicienilor. Ai sentimentul că de data asta, măcar de data asta, românii se vor uita atent, să spunem, la cel pe care îl vor alege președinte? Am văzut că în anii ăștia a contat foarte mult cine e președinte. Fie pentru unii pentru că a contat la modul că i-a enervat pe unii, fie pentru alții că l-au considerat salvator, nu asta e discuția, dar pare să că vodă, ca să zicem așa, în continuare da. E foarte important pentru români. E o perioadă pe care o întrebăt, știi ce se întâmplă? Nu poți să mergi așa în haos. Dacă e să vedem puțin pe deasupra, România a fost jucată de către marile puteri. A fost luată. E împărțită bine toată chestia asta. Doamna e în doamna, asta este clar. Îți dau Basarabia, iau Georgia, ei joacă acolo. Românul adevărat simte că e pe tabla de șah. Întotdeauna noi a trebuit să ne schimbăm o țară mică să discutăm mai pe blocuri militare. Observi? Au rămas intacte. Aia, congresul de pace, este pentru fraieri. Blocurile militare. În contextul ăsta, e foarte important cine este în fruntea țării. Și aici ai dreptate. Pentru că el va gestiona destinul. România nu are destin acum. E o țară fără destin. Este de supraviețuitori. E foarte important și omul respectiv trebuie să facă față unei clase politice corupte, trebuie să schimbe, să asaneze și care sunt forțele unui președinte, să stăm să ne gândim, nu? Care sunt forțele lui executiv. Relativ mici în comparație. Relativ mici, cam îl pune să facă jogging la Cotroceni. De regulă, ei și-au făcut foarte bine structura asta de comandă, de legislație, să facă tot ce vor. Măcar ca simbol. Un om de subțirimea lui Havel n-ar fi rezistat aici. În două săptămâni și-a dat demisia. Crezi? Sigur că da, pe nu. Aici trebuie să tai. Aici trebuie să fii Ștefan cel Mare, să tai boieri trădători în noapte de Paști. I s-a sfințit sabia. Aici n-ai cum. Te faci. Îl distruge. Îl compromit. Mi-a zis mie un bun prieten britanic, Dane, vârful piramidei nu este responsabil de bază. Baza trebuie schimbată. Baza e proastă. Sunt și oameni în politică, repet, întotdeauna am spus, care sunt de bună credință, dar sunt minoritari. Chiar am întâlnit câțiva dintre ei, așa, întâmplător, și am văzut de bună credință, chiar buni români. Dar masa aia enormă de oameni, m-am uitat, repet, la cazul cu maidanezii. Cum să votez, mă, când au fost de vină ONG-urile care au furat bani, 17-18 milioane de euro au dispărut. Primăriile, nu? N-au răspuns, au zis că ea-s vinovat. Asta e afacere în continuare. Da, dar trebuia foarte bine punctat cine e vinovatul. Nu s-a făcut nimic. Și a zis, hai să omorâm câini. I-a văzut pe aia cu fețele alea patibulare, cum au votat. Masacru. Zice, ne-a făcut de râs, mă. Păi, da, știi, părintele Stăniloae, omul țăranul român,
Era natura lui în dialog cu văcuța, cu calul, cu câinile. Pe cum vă tu extirpi așa, vii dintr-o dată măcelar într-o... Plimbi și o câine prin parc și știi că sunt maidanezi, dar îmi dau seama, domne, de neglijența și de impostura oribilă. Au primit de ani de zile bani, nu? Se putea te gestiona. Miră povestea cu câinii câtă vreme în sistemul sanitar de ani de zile se pompează bani, just. Arată rău. Da, just. În sistemul de învățământ se pompează bani de ani de zile, se fură ca la Balamuc, arată rău. Da. În orice altă zonă s-au băgat de asemenea unor, nu 17-18 milioane, ci miliarde. Miliarde, da? Just. În industrie, în restructurări, s-au închis după aceea că și-au dat seama că au pompat degeaba bani respectiv. Deci pare să fie o chestiune, iartă-mă, patologică în treaba asta. Noi nu reușim să rezolvăm niște lucruri cu cei care au la un moment dat capacitatea să gestioneze Ei, din cauza asta ai și lumea pe stradă și o să iasă. E altă etapă. O să iasă și-au bătut joc de... Dar spui asta cu oarecare speranță? Că eu m-am gândit la un dat cu... Nu, n-am nicio speranță, adică... am încredere. Eu nu m-am mirat că au ieșit puștanii ăștia cu... Că eu știam. Eu ți-am mai spus ieși. Tu ai ieșit pe stradă într-un astfel de context? Nu pot eu să ajut. Dacă știi că aș ajuta, da. Dar eu mai degrabă ajut așa într-o emisiune în care tu mă chemi. Ai înțeles ce vreau să spun? Știu ce vreau. Avem spui, câmpul de luptă. Dacă mă faci port drapel acolo, poate că vor fi momente în care se cere. Înțelegi ce vreau să spun? Dar nu acum. Acum simt că e altceva, că eu pot să ajut prin ceea ce mă duce mintea și sufletul să lămuresc o treabă, să ies din confuzia asta. Și să mai... Robert, e genial. Am fost în Toscana asta vară și mi-a pus să-l aștampi la vamă. Și am făcut așa. Mi-au trebuit 2 ani să vă înțeleg. Genial. Dar după 2 ani am înțeles. Păi spune că m-a văzut pe emisiune. Zic, bă, ce bate la câmpină? Și am avut o chestie extraordinară cu un tip. Am vrut să cumpăr prune. Și zic, dați-mi și mie. Era pe malul, pe la țară, pe la mine, pe acolo, spre Nehoi. Prune bune, Robert. Cu miros și gust de prună. Deci nu erau din ala din mol. Și vine, zice, dați-mi și mie 2 kg. Nu vă dau nimic, domnule. De ce? Dumnezeu, m-a încertat cu dumneata la televizor vreo 3 ani. Că dumneata ai spus că poporul ăsta are șanse, dumneavoastră, și că e inteligent. Fă, Mario, pune-i 6 kg, are dreptate. Și gratis mi l-a dat. Ai înțeles? Astea sunt fulgerări. Să zic, vreau, un detaliu. Aia, fulgerări. M-am dus să cumpăr niște brânze și mi-a zis un țăran. Ce m-a încertat cu ai mei în politică, dumneavoastră? La 3 oi, ăla 4 oi. Când formă mi-a trebuit 10 ani să-mi dau seama că sunt toți o apă și un pământ. Țăranul. E temperatura, știm. E important ceea ce spui tu. Nu vreau să fac, știi, că nu sunt profet. Simt, e organic. Se deșteaptă. Au pierdut partida. Cred că sunt 4-5 ani când ți-am zis în emisiune. Eu aștept cu mare interes, uite așa, ca ziarist, anul ăsta am făcut 20 de ani de presă. Și mă tot uit, mulțumesc la fel, mă tot uit așteptând să iasă la iveală liderii noii generații. Așteptând să văd niște... E blocată treaba. E blocată ei. Să o deblocheze atunci, ca să să se deblocheze. Să se dea ordine să se deblocheze. N-au cum să-și bage. Ei sunt în gașcă. Ei și-au trimis copiii la studii în sănătate, intră. N-au cum. E fiziologia virusului. N-au cum. Treaba trebuie făcută din margine. Dan, mie îmi scriu niște oameni extraordinari care sunt sigur, privesc România din afară, să uite la televiziune. Îți dai seama ce trebuie să fie în sufletul, m-am gândit întotdeauna unui român, care deși poate o duce bine în Germania, sau o duce bine în Italia, sau mai știu eu unde, da? Cu toate astea, el nu se poate dezlipi la un moment dat sigur, de realitatea românească sigur, și stă lipit să se uite pe B1 TV. Și tot speră. Să vadă... Nu, el speră mântuirea de la nu clasa politică. Speră, scrie, se implică, e nervos. Unii dintre ei spune, doare sufletul, vrem să se întâmple nu știu ce. Nu se va întâmpla. Robert, România nu poate fi salvată decât pentru o stare sufletească. Iar pentru aia mai trebuie timp. Pormor se vine și asta. Îi suflă într-o noapte. Ai văzut așa când vine un tsunami? Într-o noapte, nici nu mă... O stare sufletească. Să te ferească Dumnezeu de starea sufletească. E ca la Mărășești. O ia la baionete și te scuzi. Se vine momentul. Eu ți-am spus acum 4-5 ani. Nu lider politic. Pormor se vine alea. Aici trebuie măturat. Aici trebuie dat la o parte. Sună revoluție. Poate așa, nu. Când zici o stare sufletească, e un fel de tsunami sufletesc. E nevoie de curățenie. Știi ce am scris în carte? Am avut o chestie extraordinară. Dacii, când erau nori de ploaie, știi ce făceau? Trăgeau cu săgețile în ei ca să-i alunge. Și zic, niciodată o săgeată n-a ajuns la un nor. Dar pe mine m-a ajuns dorința lor de senin sufletesc. Românii vor să se lămurească.
Iar ăștia tineri vin cu alte viteze. Așa că am blamat eu că sunt pe YouTube. Așa. Aia sunt 80% care ne de mici. Dar ai las 20% sunt excepționali. Vin, vor să se lămurească. Nici noi, generația asta, nu stăm degeaba cât ne mai da Dumnezeu să trăim. Numai o stare de suflet mai salvată. Și mai avem un mare avantaj. Nu, România nu stă cel mai prost. Tot sistemul mondial e în cădere. Nu simți că au pierdut controlul? Ba da, există lucruri care se modifică de la zi la zi în momentul ăsta. Exact. Ai simțit-o, nu? Vitezele sunt fantastice. Da, sunt fantastice, nu-ți mai ajunge timpul, linșaj informațional. Istoria nu mai stă ca în anii 70 după cortina de fier. Uite așa mișcă. Noi pericole, noi urcă China, Rusia e imprevizibilă. Da, alianțe la care nu te-ai fi gândit niciodată. Absolut. Personaje care migrează Absolut. Dintr-o parte în alta, la nivel înalt vorbim. Da. Nu de nici care se mută de la calamitic la altul. Românul nu coagulează decât pe stări sufletești. Un cancelar care devine consilierul lui Putin, altul care devine... Da. Apar tot suiul de lucruri care se par la un moment dat uluitoare. Că ai văzut că s-au instalat acum rachetele cu rază medie de acțiune. Ajunge imediat la Berlin. Pe tot a anunțat Rusia. Brusc. Ai înțeles? Astea sunt puse întotdeauna, se merge pe intimidare. E, problema este ce faci tu. Bă, nu te mai lăsa atât de mult intimidat poporul român. Ce faci tu în situația asta? Istoria nu se face din ce vrea ea, ci din replica pe care o dai tu ei. Și a început să dea replici. Ia gândește-te. Robert, dacă tu spuneai că puștii ăștia se vor aduna și vor protesta pentru Roșia Montana acum 4 ani, nu te credea nimeni. Nimeni! Dar cu o mână de țărani au ieșit cu un curaj fantastic acolo, nu te credea nimeni. Eu acum 4-5 ani am făcut pe Proveto, că și ți-am zis, Robert, o să vezi. Stai să vezi de acum încolo. Și merge rapid. Timpul e împotriva clasei politice de la noi. Rapid merge. Este fulgerător. Ei stau, că sunt obișnuiți, am putere, am securitatea. Nu, securitatea statului, domne, și Robert, eu vorbesc de securiști, nu de securitatea statului. Securitatea statului în România a fost umilită. Ofițerii, deci capacitățile noastre de apărare, armata a fost umilită, jandarmeria a fost umilită, poliția a fost umilită și până la urmă sănătatea, medicii. Deci eu zic de gunoaiele astea care vând totul, nu mai știu ce. Trebuie păzită țara, ai nevoie de securitate? Păi onorează-vă când trebuie. Ai nevoie de armată? Ce faci, bă, faci armată că se, am intrat în NATO și atunci trebuie să apăr județul 4, sectorul 4? Păi am vorbit cu oameni din armată, domne, care sunt, cum să zic, au fior în ei, extraordinar, nemaipomeniți, se simt umiliți. Păi eu la Teatrul Național iau cât femeia de serviciu de la Ministrul Muncii. Și ce îl interesează pe ministrul Culturii sau pe toți ăștia care s-au prindat pe acolo? Hai de să cunți. Rămânem pe final de emisiune cu tonul la optimist, tu spui că se apropie momentul în care se deșteaptă. Nu s-au deșteptat. Așa, națiunea. Robert, da? S-au deșteptat. Atunci se întâmplă schimbarea. Se întâmplă și, cum să zic, să nu-i lăsăm singuri. Păi să nu-i lăsăm singuri. Uite, îți promit că la Paști încercăm să tragem o concluzie de etapă, să vedem dacă lucrurile au evoluat față de episodul ăsta al discuției noastre de la Crăciun. Da. Îți mulțumesc, Dan Puri, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem curând, toate bune!